Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simon, iată-ne în studioul Capital TV. Invitatul nostru de astăzi este domnul Mica Mihai Robert, coordonator pro-România DEVA. Bună ziua, domnule Mica! Bună ziua! Bun venit în studioul nostru! Bună ziua! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, sunt foarte bucuros că astăzi avem ocazia să stăm la aceeași masă și într-o emisiune și să vorbim despre DEVA și eventual despre viziunea de dezvoltare a DEVA-i. Chiar așa se numește și tema emisiunii, viziunea de dezvoltare. Acum e început de săptămână, hai să vedem cum începem și noi emisiunea și propun să o începem spunându-mi care ar fi viziunea dumneavoastră în calitate de coordonator în acest moment al Pro-România. Da. Viziunea mea și a echipei Pro-România de dezvoltare sau de viitor al municipiului DEVA pleacă în primul rând din viziunea asupra educației. Educația este investiția cea mai rentabilă în orice societate. Investiția în școală, de pe băncile școlii, în educație, este premiza pentru o dezvoltare sănătoasă a unei societăți. DEVA are posibilitatea ca, dacă există o strategie adecvată, să devină un centru zonal cu un viitor foarte frumos. Asta ce trebuie? Ca să ne aplicăm interesul asupra educației, asupra tinerei generații, că ea este principala resursă acestei comunități și, în primul rând, să modernizăm actul de educațional, atât în ceea ce privește baza materială, adică școlile să fie modernizate, să fie dotate cu tot ce au nevoie la standard european pentru a fi competitive pe piața globală a muncii. Da, stați un pic, haideți-ne un pic, să le luăm pe rând. Școli modernizate, dotate, competitive pe piața globală a muncii. Cam ce ar însemna asta? Încercați să-mi spuneți că în acest moment în DEVA școlile nu sunt dotate chiar așa cum ar trebui sau nu sunt competitive pe piața globală a muncii? Ce ar însemna asta? Sunt două aspecte. Unu, de dotarea efectivă a spațiilor și a inventarului de educațional nu este standardul dorit la acest moment. S-au făcut eforturi în ultimul an de către administrația publică locală de reabilitarea clădirilor de locuit, de crearea condițiilor și a dotărilor necesare, dar procesul trebuie să continue. Trebuie să continue accelerat, în același timp că nu putem ca să ajungem la acest standard care ne-l dorim peste 20 de ani. Deci și-ar trebui ca în maxim 4 ani într-un mandat să se finalizeze această etapă. Asta e un aspect al mediului, mediul în care se poate desfășura actul de învățământ. Sunt încă școli din DEVA care nu au sală de sport. Copiii fac gimnastică în anumite săli de clasă. Sunt unități școlare. De exemplu, Liceul Transilvania. Liceul Transilvania, Colegiul Tehnic Transilvania are unități sau unități, are mai multe unități clădiri. Auto sau cu... Da, fostul auto. Mai există școala din Viile Noi, fosta generală 2, care nu are sală de sport. Sunt câteva aspecte care trebuie remediate urgent. Bun, și astea cum ar trebui construite din punctul nostru de vedere? În regim propriu, de către primărie sau printr-un proiect pe CNI, pe Compania Națională de Investiții? Că nu știu în prima etapă trebuie să ne stabilim obiectivele. Dorim să avem în unitățile școlare aceste săli de sport. 2. Resursa, chiar că e indicată până atragere.
dacă se poate fonduri europene care e mai limitate la construcția de spații noi, doar pentru reabilitări, dar inclusiv finanțările prin Compania Națională de Investiții sau prin diverse programe naționale pot să se facă și se fac și în alte orașe. Sperăm ca și Deva să fie pe harta acestor investiții cât de curând. Pe bun, dar de cât o săl de sport ar fi nevoie în Deva? Cât? De câte săl de sport ar fi nevoie? În principiu, fiecare școală trebuie să aibă sala de sport. Și cât, de câte ar fi nevoie? Cel puțin de 3 sau 4 săli de sport ar fi nevoie undeva. Asta înseamnă o investiție destul de mare. Nu e o investiție extrem de mare la un oraș, municipiu, reședință de județ. Al doilea aspect este că aceste unități s-au construit și s-au modernizat spațiile de sport din cadrul școlii, terenurile de sport. Acestea trebuie să fie deschise și după orele de curs. Deci este o investiție a comunității. Marea parte a investițiilor s-au făcut din bugetul local. Nu trebuie ca ora 3 sau 4 să se pună lacătul pe terenul de sport. Sunt în curtea școlii? Da, sunt în curtea școlii, dar pot să fie inclusiv într-o formă supravegheată, în care să nu se producă, să zic, deteriorări ale investițiilor efectuate, de ele trebuie descrise atât elevilor, cât și părinților, adică să desfășurăm unele activități sportive întreaga perioadă a zilei, plus sâmbăta și duminica. De ce nu se pot folosi sau să copiii din cartier să poată facă meciuri competitive pe un teren din curtea școlii? Da, e interesant ce îmi spuneți și deci, de ce nu? E viabil și valabil. Numai că noi avem o problemă la educație și la întreținut. Poate că de asta avem o problemă, dar nu trebuie să rămânem la stadiul actual. Trebuie să facem progrese, să creăm niște condiții, să avem un feedback, să putem sancționa elementele care nu se comportă ca atare, adecvat, dar asta nu trebuie să ne împiedice. Teama că nu vom ajunge e una care nici nu trebuie să luăm în calcul. Trebuie să procedem spre obiectivele care ni le-am atins. Dotarea s-a făcut unităților școlare, s-a făcut și prin programe de finanțare europeană. Au fost câteva unități școlare, cum de Colegiul Național Decebal, Colegiul ăsta Tehnic Hurmuzescu, a fost reabilitat și săl de sport și săl de clasă, incinta școlară. Au fost proiecte cu milioane de euro. Acum este în reabilitare liceu pedagogic a fost iar reabilitat prin fonduri europene câteva corpuri de clădire. Este Regina Maria, acum o școală de tradiție din Deva, care are semnat contractul de finanțare și sperăm că și va beneficia de investiții și de modernizări în următoarea perioadă. Investițiile trebuie făcute în toate unitățile școlare. 2. Foarte important este orientarea profesională. Deci, foarte important. De ce? Din bani publici, din banii alocați de la bugetul central, plus de la bugetul local, finanțarea unităților școlare este complementară, atât din bugetul central cât și din bugetul local. Toată infrastructura din unitățile școlare este a primăriei, dată în administrarea școlilor. Deci primăria este proprietarul spațiilor școlare, a terenurilor de sport. El are datoria să facă aceste investiții. Din finanțarea de la bugetul central se asigură mare parte din salariile, din învățământ și din cheltuielile de funcționare, ne rămânând bani pentru modernizări, pentru dotări. Deci, și atunci? Și atunci, bugetul local trebuie să suporte aceste modernizări. 2. Bugetul local poate asta să... Asta trebuie prins în planul de în buget. În planul de buget. 2. E foarte important să atragem finanțări europene, în care cota de cofinanțare este undeva 2% a primăriei. Deci cu 2%, cu puțin interes, putem asigura finanțarea și modernizarea spațiilor de învățământ. Este foarte importantă dotarea. De exemplu, pentru unitățile care sunt tehnice, pentru meserii, dotarea adecvată. În funcție de specialitate, elevii să parcurgă și să aibă deprinderile tehnice în meserie.
se fac atât în atelierele școlare, cât și în programele de parteneriat cu firmele de specialitate. Da, vreau să vă spun că acum copiii care sunt la profilă din astea tehnice merg și fac practică. Fac practică, dar practica trebuie... Dar nici nu mai știu ce profilă tehnice sunt prin deva. Sunt... Mecanica auto, parcă mai... Sunt mai multe domenii. Acum, e foarte importantă în același timp orientarea. Orientarea profesională. În strategia municipiului Deva, care trebuie conturată pentru următoarea perioadă, ținând cont că bugetul alocat actului de învățământ este unul important din bugetul Devei, trebuie să avem și o orientare. Orientare în sensul spre ce calificări se termină actul educațional. Când se termină clasa 12-a, dacă iasă 1000 de elevi de pe băncile școlii, nu trebuie să iasă la întâmplare. Asta e frumos. Deci este foarte important. Da, vreau să vă întreb dacă nu e idealist. Vreau să spun, dacă facem un obiect... Și un obiect. De ce? 1000 de elevi de pe băncile școlii, 250 mecanici auto, 250 croitori, nu știu, este, nu este, ce-o fi? Zic la întâmplare, 250 electricieni și 250 ce? Deci, ce-or fi? Unde să duc oamenii ăștia să muncească? Unde să duc? Sunt niște, o repartizare făcută strategic. Dorim să avem autostrăzi, să avem clădiri noi, să avem o infrastructură nouă, trebuie să, din actul educațional, să orientăm și spre anumite sectoare. Nu se poate ca municipiul Deva să nu mai aibă o clasă de construcții, o clasă de instalatori. Haideți să vă spun ce știu eu, ce am auzit eu. Cred că așa este. La Hațeg, că e aproape de noastră, Colegiul Național Brătianu s-a transformat în liceul teoretic, cred că e, care are în acest moment și clase profesionale din astea pe specificul electro. Nu știu exact care e calificarea, electromecanic, electrician, ceva de genul ăsta. Din ce am înțeles eu, copiii ăștia au contracte cu, nu știu, hidroelectrica, hidroelectrica, așa, da. Au contracte, li se dă pe parcursul școlii, nu știu, o bursă, o chestie, ceva de genul ăsta, iar la finalul cursurilor, ei vor fi angajați acolo. La Deva, cum credeți că s-ar putea întâmpla lucrul ăsta, dacă știți că există un astfel de parteneriat? Există parteneriate și la Deva, există și parteneriate de tradiție, de exemplu, liceul Urmuzescu, fost electrotehnic sau așa, avea parteneriat cu platforma Mintia. Și la solicitarea lor și parteneriatul în care practica se făcea în unitățile de producție pe anumite secții, venea în avantajul că elevii vedeau practic ce se discută la orele de specialitate. Da. Și tot așa există, de exemplu, parteneriat. Liceul, ca tot a pomenit Colegiul Transilvania, are parteneriat, de exemplu, cu o firmă cu DHS-ul, în care elevii merg în practică. DHS-ul este interesat ca pe perioada școlarizării elevii să deprindă anumite aptitudini, pentru că au nevoie de angajați. Angajați școliți, angajați tineri, angajați care vor fi viitorul, să zic, fabricii. Bun, dar cât la sută din cei care termină aceste licee, după ce au beneficiat de bursă și toate astea, mai și merg să se angajeze? Păi este foarte important ca acest act să se dezvolte. Dacă nu merg, trebuie să dea niște bănuți înapoi. Nu trebuie să-i dea înapoi. Deci, cum să spun, un investitor vine în Deva sau în orice oraș pentru o resursă. Și resursa umană este una dintre principalii factori pentru care vin investitorii. Da, în cazul în care acest investitor nu preferă să meargă pe salariu minim, pe economie și să... Acum există o situație. Suntem într-o economie, într-o Europa, să zicem, în care accesul capitalului, a circulației individului și a pieței de muncă este liber. Putem să migrăm într-o parte, păi să zic, dintr-o țară în alta. Asta este problema, că majoritatea tinerilor, după ce își termină un liceu, că iau sau nu bacalaureatul, examenul de maturitate,
mă rog, prea puțin se mai îndreaptă în momentul de față spre universități. Unii dintre ei fac universități și rămân cu hârtia aia pe post de tablou. Păi ideea e și alții preferă să plece în străinătate, unde să facă o combinație. Sunt meserii care au căutare, sunt meserii care vor fi plătite și sunt și vor fi meserii care de acum apar. Dacă avem o viziune ca în actul educațional să deschidem sectoarele de viitor, vom avea în același timp și un grad mare de ocupare de pe băncile școlii și vom atrage și investitorii. Da. Da. Deci orientarea profesională face parte din actul educațional și strategia DEVEI. Dar mai sunt tineri interesați de orientare profesională? Sunt interesați. De ce sunt interesați? Sunt interesați de ce? Ca în urma școlii să-și obțină un loc de muncă. Locul de muncă să fie bine plătit și să le aducă și lor o siguranță a vieții în general. Eu vă spun, nu vă contrazic. De asta și mă întreb. Așa o fi? Așa este. Așa este. Da, Dumnezeu. Să-și dorească tinerii un loc de muncă. Eu știu că sunt cazuri în care au venit investitori, nu neapărat la Deva, în județ, în țară, și au vorbit cu primarul localității. Vreau să fac fabrică de nu știu ce la tine. Forță de muncă este? Păi sunt șomeni mulți. Și că încolo nimeni nu vrea să meargă la muncă. Da, e trist. Da, e trist, dar soluția este de a crea condițiile în care elevii să meargă către anumite meserii, ca administrația locală să ofere condițiile. Ei, dacă nu-i oferi elevului nici ca unitate școlară, să zic, mediu propice, nici ca dotări, nici ca poate într-un sistem de burse în care să-l stimulezi, un sistem competitiv. D'accord, aveți dreptate. Nu spun că nu e așa. E frumos ce spuneți. Nu încerc să vă combat acum. Dar stau și mă gândesc care ar fi soluția la o altă problemă. Exact cum ați spus dumneavoastră, 1000 de absolvenți, să zicem, toți cu chestii din astea tehnice, da? Toți cu meserie, cu pata la mama la mână. Hai să luăm cazul mecanicului auto. Este mecanicul auto, da? Păi ăsta, în loc să se ducă să lucreze într-un service, care de regulă e privat, da? Pe, nu știu, pe 2000 de lei salariu sau 2500, nu cred că ia mai mult un mecanic auto într-un service. Ce zice? Păi eu sunt mecanic auto, mă duc dincolo și lucrez ca mecanic auto. Statul investește, da, școală, învățământul e gratuit, e cum e, da? Toată lumea are dreptul la educație. Noi investim toți niște bani în niște oameni care beneficiază de niște studii și, pe urmă, chestia asta nu se reflectă în economia țării noastre cu nimic. Ba mai mult, nu avem nici forța de muncă necesară. Înțelegeți ce vreau să spun? Da, înțeleg foarte bine. Ați punctat că investițiile în educație sunt publice și beneficiul care ar trebui să rezulte din asta, de multe ori, este exportat într-o formă și alta. Pregătim 12 ani sau cu facultate 15 ani, 16 ani un tânăr și pe urmă nu beneficiază societatea de pe urma lui. Corect. Da, trebuie să ne asumăm un procent de pierderi, să zicem, din educație, exact prin export. Poveste, e exact aceeași poveste că stăteam la un moment dat și mă întrebam, am avut și eu nevoie de un stomatolog pentru copiii mei, am doi copii. Copiii până pe toată perioada studiilor sunt asigurați, beneficiază de lucrări stomatologice gratuite, nu? Și m-am dus la un dentist, pe care, dentist, medic, stomatolog, care știam că lucrează binișor, și îl întreb, ai contract cu casa? Nu. Lucrez particular, totul se plătește. Păi, mă, nene, tu ai făcut o facultate, deci automat am știut, ai făcut o facultate de stat la un loc la un loc fără taxă. Și ai ieșit medic stomatolog. Teoretic și eu și alții ți-am plătit studiile. Studiile universitare nu sunt obligatorii, nu? Da. Dar în locul fără plată, ești subvenționat de către stat. Și după aia tu termini, bine mersi,
ai învățat pe banii mei, că ai învățat pe banii mei și ai altora, și vii și te faci medic stomatolog și nu-ți faci contract cu casa, că de ce să lucrezi tu cu casa, să vină să te conteze casa cât vrea ea, și lucrezi tu la tarifele pe care le vrei. E corect? Nu este foarte corect. Acum, bun, decizia de a lucra cu casa arată o altă problemă a sistemului. De ce? Bugetele, poate, case de asigurări, nu asigură o decontare într-un timp real a serviciilor prestate. Și partea cealaltă, dumneavoastră, dacă vă încasați după 6-9 luni, un an, serviciile, se întâmplă. Acum, eu am informații din țară că unele servicii se decontează după jumătate de an. Servicii ce înseamnă? Furnizări către spital sau lanțul. Beneficiarul sunt unitățile medicale autorizate și la rândul lor ei au furnizori care nu își încasează serviciile sau materialele furnizate, medicamentele, pentru că nu încasează de la casă. Și atunci au luni de zile casa de asigurări. Și așa și un medic privat, un cabinet mic, preferă să nu lucreze cu casa, pentru că de ce? Are servicii, el are venituri, dar nu le vede, doar le încasează peste câteva luni. E, unii pot să suporte aceste încasări în timp, alții preferă la Da, în același timp și eu care am contribuit la formarea și educația lui. E o problemă de sistem. Da. Deci e o problemă de sistem. La formarea și educația lui doresc să beneficiez de cunoștințele pe care le-am acumulat și prin intermediul meu. Aveți dreptul și în același timp cred că am putea solicita ca sistem să fie ideal ca serviciile să fie plătite într-un termen de 30 de zile către casă. Dar vedeți, de către casă către medic. Și atunci medicul nu vă încasează dumneavoastră. Da, nu lucrează cu casa pentru că el își face alte tarife diferite. Bun, tarifele și cu casa sunt reglementate. Da. Și cred că sunt cele reale până la urmă. Acum sunt niște aspecte care ați punctat foarte bine. Problema de sistem, de nefinanțare suficientă pe o anumită perioadă determină amânări. Păi și de aici alte... Să cer o plombă 150 de lei, 200 de lei, mi se pare un pic cam exagerat în condițiile în care salariul minim pe economie e de 1000 net. În mână e de 1200 de lei. Deci dacă ai să le faci, să zicem, 3 plombe la copii, ori 200 de lei, 6 milioane, ai dat jumătate de salariu. Nu? Da, da. Și atunci, despre ce vorbim? Ne mai mirăm că sunt copiii noștri plini de, facem o mică paranteză, mare parte dintre ei plini de cari în gură și de nu se duc la stomatolog și de genul ăsta. Da, mă rog, asta e altă poveste care nu face obiectul emisiunii. Nu face, vreau să vă spun că și unitățile școlare au, nu toate, de exemplu, nu pe toate. Raza municipiului Deva sunt două unități școlare în care există cabinete și medici stomatologi cu asistente angajați. În cadrul unităților școlare. Celelalte unități școlare sunt arodate către aceste două cabinete. Aceste cabinete au fost inclusiv dotate cu echipament, cu scaune, cu tot ce trebuie de către primărie. Deci sunt cabinetele proprietatea a primăriei, de fapt, asta în cadrul Deva, unității. Dar în alte locuri nu e așa. Acum, vorbim despre Deva, vorbim de o administrație locală. Poate că și Hațegu, dar cred nu că dacă ar avea... de Hațe. Putem vorbi despre Petroșan, despre Iași, da, despre s-ar, Câmpul Lung, s-ar putea să aibă, nu îi limitează. Legea le permite ca să dezvolte aceste unități de servicii medical, care ele aduc beneficii inclusiv actului educațional. Un copil care doare măseaua nu-i atent la... Eu nu cred că cei din administrația publică locală se gândesc neapărat la măselele copiilor. Păi, da, vreau să spun, este un obiect care poate să fie, sau o problemă care poate să fie în atenția administrației publice. Da, ar putea fi. Da. Deci, la Deva am luat în calcul inclusiv dotarea acestor cabinete medicale și s-a făcut. Inclusiv cu medicamente, cu produse de igienă, cu tot, au buget și li se asigură. Ceea ce e normal și obligatoriu, cred că, într-o administrație ca
Dacă avem cabinetul să funcționeze. Lume civilizată până la urmă, mi se pare normal, da. Așa ceva bun. Acum am plecat cu educația, să revenim asta la subiectul. Să revenim puțin la viziunea de dezvoltare. Nu în primul rând, în cadrul educației, aș dori și viziunea pro-România este de dezvoltare a învățământului superior undeva. Deci, există învățământ superior și undeva, putem spune, la distanță, dar trebuie dezvoltat. Nu știu dacă e la distanță. Ba, este la distanță. La care nu mai vă referiți? Păi este ASEU, care e clădirea vis-a-vis de primăria. Și asta e la distanță? Nu este la distanță. Așa. La distanță, da. Învățământ asta are distanță. Un parteneriat, parcă, cu primăria de la... Păi este parteneriat, orice unitate de învățământ este prin lege. Legea 1 pe 2011 a educației are stabilit prin lege că administrațiile locale sunt cofinanțatori. Nu știu dacă școlile poziționale intră aici. Sunt și școli, da, putem considera, sunt. Da, este școala, cum e, sanitară poziționale Carol Davila acum. Da, undeva, da. Mai este o facultate de asistenție, ceva de genul ăsta. Exact. Ce ar mai fi? Mai este și, are și ceva Petrușaniu. Păi nu, vorbim de Deva. Nu, în Deva. Are filială. Are un punct de lucru și, dar viziunea este de dezvoltare acestor. De dezvoltare atât ca număr, cât și ca sectoare, ca specializări. Și aș puncta aici... Păi și cum vedeți dumneavoastră lucrul ăsta? Aș vedea dezvoltarea. Pe lângă, să zicem, ASEU are la distanță, ar putea să deschidă și la zi. Nu fac referință sau am ceva cu ASEU. Da, păi dar ASEU este... Goldișu până cu câțiva... A fost. Goldișu e privat. ASEU este învățământ sau unitate de învățământ de stat. Are punct de lucru la Deva, funcționează pe distanță, dar el consider că poate și este foarte benefic pentru dezvoltarea Devei să aibă și învățământ la zi. Pe niște domenii de dezvoltare, cum ar fi informatizarea, domenii care vor avea o mare cerere pe piața muncii în viitorul apropiat. De cum ar fi, de exemplu? De informatica. 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 Și asta cine ar trebui să vină? Hai să vedem. Să vină, sunt. Și, să zicem, Petroșaniu poate să dezvolte o secție aici. Universitatea din Petroșani, să nu zicem că vin din alte județe. Cum a fost catalogat acum că fiind printre primele 10 universități? Vom agrea orice partener care dorește să dezvolte actul educațional pe nivelul post-universitar sau universitar la Deva. Deci putem aminti și Universitatea 1 decembrie, care e foarte aproape, la 60 de kilometri de Deva. Din Alba Iulia? Da, a avut și Universitatea învățământ la distanță un moment dat. Din păcate s-au retras că nu a avut parteneri de dialog la Deva, dar începuse cu învățământ la distanță și ulterior se dorea să dezvolte și să acrediteze învățământ la zi. Li s-au dat și spații în administrare, în folosință, spații ale primăriei, doar să le folosească și vorbim de spațiile de la liceul Traian. Am înțeles. Da. Stimați spectatori, domnul Mica Mihai Robert, coordonator pro-România Deva, este invitat la fotoliul cu ghimbi. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim, rămâneți cu noi.